Minerii și energeticienii vor lucra intens în această perioadă anului. Se refac stocurile de cărbune pentru sezonul rece, așa că programul de lucru va fi prelungit. Depozitele trebuie să fie pline până la finele lunii octombrie. În această perioadă ne concentrăm pe modificarea programului de lucru la subunitățile miniere. Începând cu 1 iulie vor fi subunități care vor lucra 7 zile din 7, desigur cu plata sporului de sâmbătă și duminică, un spor de 87%. Analizăm în așa fel încât să realizăm și producția programată este realizată, dar va trebui să ne pregătim pentru iarnă. Pentru că este știut, începând cu luna iulie, se constituie stocurile de iarnă. Începe constituirea stocurilor de iarnă, care se finalizează în octombrie, sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, în așa fel încât iernile care au trecut ne-au demonstrat nouă, dar mai mult au demonstrat românilor și decidenților că fără complexul energetic Oltenia nu se poate. Fără energia produsă de complexul energetic Oltenia, sistemul energetic național fiind colaps, mai ales în acest asemenea perioade de iarnă. De departe, cea mai mare problemă a complexului energetic Oltenia rămâne achiziționarea de certificate verzi. Ion Rușeț vorbește despre achiziționarea a 15 milioane de certificate CO2. Plătim ca să producem energie. Plătim mai mult decât plătim salariați. Este un paradox și aici cred că se impune o intervenție a decidenților politici, pentru că nu poți să plătești pentru a funcționa și a produce o taxă pe aceste certificate mai mult decât îți plătești 13.000 de salariați. Potrivit legislației în vigoare, o termocentrală pe cărbune trebuie să achiziționeze un certificat CO2 pentru fiecare megawatt de energie produs.